Întorc brațul.
Să-ți opresc energia și apoi să fac ceva cu el, să-l arunc, să-l fixez, da? Va trebui să iau treaba de la zero. În cazul nostru, el are de două ori vârsta, nu s-a parcă tot. Eu am de două ori vârsta lui, mi-a fi făcut. Da? Și el este mult mai puternic decât mine. Eu n-am nicio șansă ca fizic să-i fac față. Da? Singura mea șansă este că știu ce fac, ce se fac cu forța lui. Asta e important. Dacă nu s-ar fi ferit, l-aș fi atins. Da? Deci mișcarea trebuie să fie atât de convingătoare și ea trebuie să lucre exact unde trebuie, încât partenerul să crede că nu are altă șansă decât să cadă, da? Să scape de lovitură. Nu? Bărs! E foarte important acest lucru. Ceea ce îi sugerez partenerului meu, agresorului meu, da? Numai decât ceea ce îi fac. Faptul că noi știm că
că partenerii noștri, agresorii noștri, cei cu care avem de-a face, reacționează instinctiv. De exemplu, oricât îi spune lui Bogdan, stai cu ochii deschiși, el închide, da? Știe că nu-i fac nimic, că nu-l vezi, dar închide ochii imediat, da? Pentru că inconștientul lui dictează, închide ochii că dacă cumva te lovește. Și sigur, e posibil să lovește, greșește, se dau peste ochi, categoric, da. Deci vreau să spun că instinctul lui de conservare este prietenul meu. Deci eu pot folosi aceste lucruri, dacă știu cum, da? Asta funcționează și aici, da? Ca instinctul lui de conservare să intre în funcțiune, să lucreze, da? El trebuie convins, nu Bogdan, instinctul lui. Dacă voi face așa, nu s-a întâmplat nimic. Instinctul zice, fii atent, eu bun. Da? Asta nu mai e. Poftim. Studiem un caz. Da? Probabil că cu toții știți că se spune, da? Că unii spun, dom'le, în Aikido nu este lovituri, alții zic, bă, nu, Ieshiba a spus că Aikido e 70-80-90%, nimeni nu știe exact procentul, da? Ateric. Și pe acest subiect sunt foarte multe controverse. Sigur, niciunul din noi, dacă știți că Ieshiba se auzi de curic, el zice, nu știu Ieshiba, că s-a transmis, uneori s-a îmbăcat în o aură de legendă, cuvintele și faptele lui, dar nu asta este important. Important este că nu poți să te aștepți, da? Ca cineva care te atacă și te lovește, da? Să fie oprit de o mânghiere. Nu știu că e imposibil, dar practic nu se întâmplă așa. Așa. Să presupunem că partenerul meu mă atacă Gyaku Hanmi. Eu simulez o lovitură. El are câteva variante. Asta care a făcut-o acum, a dat capul pe spate și a pus brațul. Da? Fă-o din nou. Da? Foarte bine. Asta înseamnă că centrul de greutate s-a schimbat pentru că s-a lăsat pe spate. N-am de gând să intru și-l dau jos. Simplu. Cineva îmi spunea, zice, da, dacă nu dăm capul pe spate? O mare are dreptate. Dacă nu dă capul pe spate, din nou în aceeași direcție, da? E tot de descrivare. Persoana mi zice, da, dacă dă capul în partea aia, sigur, e dreptul lui. Orice ar face cu capul, da, pe spate, la stânga sau la dreapta, sigur, doar dacă intră în lovitura mea, de asta n-am descrisit, de asta n-am discutat, dar asta este foarte bine. De ce până ce am terminat tot? Deci, pe spate. Încolo. Da, nu fac aia. Da? Nu-i face ca este nagi. Vedeți că el îmi spune pe ce trebuie să fac. Da? Nu eu. Eu ce fac? Doar sunt tipi. Da? Situația în care el care îl găsește. Ușor, încercat. Deci, nu vă soare pe ochii. Deci, nu vreau de la voi să vă exist partenerii de somn.
asta e ușor de făcut după ce partea lui dezechilibrat. Să ești într-o poziție favorabilă. A face rău cuiva, orice, chiar dacă nu e nevoie, este o prostie. Da? Dar toate acestea se bazează pe faptul că el va reacționa. Mișcarea face, da? Eu sunt de acord cu ea, nu mă opun, doar o urmez și o folosesc. Da? Optim. Două moduri de acționare. Preluarea energiei lui, da? Dezechilibru și o lovitură care l-a pus gospodă la tine. Oameni care să te bați ca să înveți și achiziți. Important este să controlezi un conflict fără să intervii, fără să intri în conflict. Treaba asta e greu de făcut în mod real. Ea trebuie simulată ca orice conflict, ca orice experiență tehnică în laborator și apoi apare. Sigur că Aikido probabil că cea mai mare parte rămânem la nivelul de laborator și n-a ajuns în controlându-le fără
alte conflicte, da? Sau deturnându-le de la obiectivul inițial către un obiectiv ultim acceptat. Are o traiectorie, da? Și apoi se stinge. Ideea este că ori mă apropii destul de mult de faza lovitorii, da? S-o duc către sol, da? Sau mă duc direct către sfârșitul ei. Acesta ajunge la sfârșit, da? Pentru ca să nu ne trebuie să traversezi tot momentul. Deci, dacă o să fac așa, o fi tot timpul cu spatele la el. Nu știu, poate că se oprește în momentul ăla și le ajunge la sfârșit, la în spate. Da? Deci, mișcarea este în felul acesta. Sau dacă în mod direct, trebuie să mă apropii, da? De locul de înălțime. Este mult mai greu așa, da? Nu mai greu. Poftim? Decât la fără bochen. Dacă îl văd tot timpul și văd mișcarea, știu când va fi sfârșită. Mișcarea poate fi foarte rapidă. Urmărirea mișcării lui s-ar putea să mă coste o groază de timp. Ceea ce știu este că el va fi la sfârșit acolo. Dar este unde acolo, cât de acolo, da? Da? Deci asta trebuie să mă uit măcar, pentru că îl voi întâlni. Nu? Pare?
ceea ce știu. Unde știi mai mult sau ce mai puțin. Important este să ajung acolo. Aceste lucruri n-ar trebui să mai fie o problemă. Dacă obiectele al meu face parte din ființa mea, da? Mă comport cu el, îl mișc ca și cum ar fi o prelungire a mea, lucrurile sunt simple. Dacă n-am un astfel de obiect, îl pot obține, dacă n-are parte din meu. Nu? Ce fac cu el dacă nu? Fac. N-a folosit niciodată un astfel de obiect, ar trebui ca să mă și încurce, sau să mă trai singur, sau să trag cu picioare, da? Așa mai departe. Lucrul cu arme este important pentru mai multe motive. Extensia propriei mele energii. Trebuie să pun chiu, nu știu ce, nu? În capătul armei. Nu acolo de ce mâine. Dacă energia este aici, da? Înseamnă că timp poate vine arma, dar asta nu mai ajută nimic. Da? Energia trebuie să fie aici, da? În capăt. Că e mai greu să pitezi cu pensula care se află în capul unui băț, nu? Decât cu pensula în mână. Poate că nu toți pitați, dar cu toții scrieți. Cum ar fi să vă semnați, da? Pe o hârtie, ca să semnezi pe o cerere cu un stilou care se află în capăt? Imposibil. Nu zic vreodată? Imposibil. Îți trebuie o hârtie de 2 metri pe 2 metri și vei semna o semnătură pe care nimeni nu va recunoaște.
poți să simți arma și partea de el, ca și mai face parte din singurul tot, da? Trebuie forță pentru chestia asta? Trebuie ținut în mână ca o pasăre. Dacă aș mai avea o pasăre în mână care, dacă stângea tare, o mor. Dacă mâinile mele sunt prea libere pe ea, da? Pasărea în mână. Da? Deci trebuie ținută
atât cât pot să controlez sabia ca și mai face parte din propriul meu corp. Da? Nu așa? Pentru că atunci nu mai face parte. Este un obiect străin. Mai mult, potrivesc că tehnicile de aikido cu sabia mă obligă să fac tot felul de mișcări cu sabia, da? Poți face treaba asta dacă țin mâinile strânse pe ea. Sabia trebuie manevrată cu oricare din mâini, da? Chiar dacă ea teoretic se ține doar cu mâna dreaptă sus, lângă supa și mâna stângă aici. Mâna dreaptă deci este aproape de gardă, de supa, da? Degetul acesta nu este fixat arătătorul, pentru că el arată direcția loviturii. Da? Mâna stângă este spre capătul armei, da? Asta este mâna de forță care ține greutatea armei și mâna stângă este cea care dă direcția armei. Da? Apoi, poziția ei în fața unui partener este, ea unește cele două puncte, seicanoiden, centrul meu energetic, da? Și fața partenerului, da? Deci dacă de aici, pornește acolo. Deci nu așa. Nu așa, nu așa, nu așa, da? Cel puțin primii 5 ani. După 10, 15, 20 de ani de practică, nu mai contează într-adevăr unde ții arma, pentru că poți să o miști, să o aduci unde trebuie, fulgerător. Da? Dar la început trebuie să învățăm poziția corectă, umerii sunt pe spate, da? Pesele sunt strânse, și să iei ca noi ten, centru este înainte, aruncat înainte, da? Este poziția corectă, da? Șomenuci, da? Deci, 1, 2, 3. Trebuie să o mișc atât, să fiu în stare să o mișc atât de ușor și de rafinat, încât să pot să, chiar dacă taie, dar și o pun pe gât, fără să-l, și măcar să extrem de important, sigur că sabia mea nu taie, nici nu este periculos, nici sabia nimănui de aici nu taie, este o regulă, numai ca să ne putem accidenta, dar spun că ea trebuie manevrat de așa manieră încât ori cu degetul, da, ori cu mâna, da, ori cu sabia să fie același lucru, nu trebuie să fie nicio diferență. Observați, sabia mea nu-i face rău, este ceea ce face pumnul meu. Un, doi.
Eu sunt de acord cu voi că unii dintre voi sunt mai. Păi, dar Iria, ăla are sabia în mână și tu n-ai nimic, apoi zi... Dă una în cap cu sabia, dă-mi una în cap cu sabia. Nu au primit una. Dacă acum voi încerca să fac treaba asta, e târziu. Dacă acum fac treaba asta, e de vreme. Nu pot decât într-un singur fel. Cum? Atunci când trebuie. Ca să pot face treaba asta, să mă pot armoniza, să devin una cu partenerul meu, unul, nu trebuie să fiu încordat. Sunt încordat, dacă aștept atacul, da, treaba asta îmi imitează extrem de mult mișcări. Trebuie să fiu relaxat, da? Aici o să vă spun pe mulți o să-i facă să zâmbească, da? Dar trebuie, așa trebuie să gândești ca să ajungi în această stare. Să fii relaxat și să te gândești că, într-adevăr, poți să mori dacă te lovește, da? Dar, la fel de bine, poți să știi, nu mori. Și că de murit, tot trebuie să mori. Mai bine mai târziu decât mai devreme. Dar cel mai rău lucru care poate să nu este să te lovească. Pot altceva? Nu? Deci nu totdeauna o lovitură este lucru cel mai degradant sau cel mai neplăcut care se poate întâmpla. Sau, zicem, lucru care nu poate fi suportat. Dacă înțelegi acest lucru, și îți asumi această responsabilitate ca să nu spun risc, atunci lucrurile pot să evolueze în direcția asta. Nu pot să fiu, să mă contopesc cu oricine, să mă armonizez cu oricine, dacă nu sunt liber să fac treaba. Dacă stau așa, încordat, da? Da? Consum o groază de energie cu starea asta de veche, cu orice chip, da? S-ar putea să nu folosească mai mult. S-ar putea ca să nu folosească uneori, un om pregătit și prevenit este mai șansa mai mare decât unul care nu e prevenit, dar, pe de altă parte, cum spuneam, acest lucru mă blochează. Între timp ce vorbesc, eu îți lovește când vrei, da? Da. Deci dacă o să participați cei mai vechi aici, da? Să vedeți că chiar dacă lumina este stinsă și este întuneric, lucrurile se petrec la fel. Da? Pentru că nu trebuie să-l văd pe Bogdan când mă lovește. Se simte mișcarea lui destul de bine dacă Bogdan sau alții ca el m-au atacat trei timp de 20 de 30 de ani. Acest lucru îl simți doar când se mișcă aerul înaintea lui. Este foarte important. Dacă vedeți practica unei arte marțiale ca un lucru ca șurubat unui șurub, nu vă spun că se înșurubește lucruri o chestie degradantă, dar dacă îl vezi ca o chestie cu capăt și coadă, n-ai niciodată șansa să ajungi să faci echilibru în felul acesta. Dacă te gândești că ai și tot, este lucru care îți îndreptă toată viața, da? Atunci sigur că ai răbdare, te grăbește nimeni, ai mulți ani înainte, mai ales voi, și puteți să faceți în felul acesta. Fără grabă, relaxat, da? Încercând să înțelegeți mesajul Aikido-ului. Da? Am spus că să luăm pe bucăți. Deci observați că eu nu intru direct, da? Intrarea mea este
vreau să risc, pentru că e posibil să mă împiedic, e posibil să mă mișc cu întârziere, și atunci mă lovește. Îmi iau toate măsurile posibile, chiar dacă unele nu sunt foarte evidente, ca să nu fiu lovit. Deci, o dată ies puțin în afară, da? Și încerc să fac când trebuie. Când trebuie. Când se ridică brațul, da? De ce am făcut mișcarea asta partenerului meu? În primul rând pentru că capul unei persoane, da? Este unul din lucrurile cele mai ușor de manevrat și avantajul este că el trage corpul după el. Stați, da? Și ne-a pus mâna pe umerii lui sau pe spatele lui sau pe brațele lui și doar pe capul lui. Eu sunt aici, da? Și în momentul următor, fiindcă i-am întors capul, nu pentru că l-am ocolit, pentru că dacă l-aș ocoli, aș putea să fiu în partea asta, dar dura foarte mult. Da? Să sunt în partea aia dintr-o altă. N-a durat deloc, da? M-a ajuns unde am vrut eu, dar pentru că el m-a adus acolo. Facem ce-am făcut mai înainte cu sabia, uitați-vă, da? Să spuneți că am o sabie în mână, da? Deci, am ieșit afară. Ce mai am? Fac ce-ai făcut mai înainte. De gândul de urechi, de nas, de gât, da? În speranța că o să-l controlez. Punctele care fac pentru tine acest lucru, trebuie să învățate, cetul cu cetul, astfel încât nu devine periculos pentru el, da? 1, 2, 3. Thank you.
Atenție! 1, 2, 3, 8. Da? Indiferent pe unde, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici.
mișcat, să vă obișnuiți cu aceste mișcări pe care energia o pun în capătul, da? Capătul larg. Care imaginezi tot timpul că în mâna partenerului tău se află cel puțin un cuțit, dacă nu o sabie. Da? Este un pumn sau o mână goală, da? Este o armă. Da? Da? Arma niciodată către mine, da? Niciodată către mine. În multe dojuri, da? Pentru că e o piesă, e un scenariu pe care îl face. În realitate, al jumătății practicanții de aici. Deci uitați-vă puțin o tehnică de aici. 1, 2, da? Lumea ca să zicem, e extraordinar ce frumosă de băiată. Ăla mai bătrân. Bătrânul nu mai are burtă. Da? Deci, încă o dată, uitați-vă, da? Ia pe mine, am riscat să mă taie. Eu cum mă mănânc, da? Nu ai ce zic eu capul lui. Da? Sigur, l-ai băi făcut, dar fără pur. Da? Lucrurile sunt extrem de periculoase. Dacă lucrezi neglijent, dacă nu ai tu timp acest lucru în minte, vei învăța procedeile neglijente. Ele sunt bune aici, dar nu mai aici. Prieteni. Niciodată. Thank you.
Bă, poftim! Pune-l cu mâna. Deci, 1, 2, 3, 4. Ce? 1, 2, 3. Corpul este dezechilibrat, de este obligat să se sprijine, da? Gâtului, care este un punct sensibil, controlul meu. Deci, sprijine foarte comod piciorul meu.